Aici a fost clădirea garnizoanei din Cernavodă. În acest moment se lucrează la modernizarea ei, iar când va fi gata, aici se va muta muzeul orașului. Și capitolul de cultură nu este uitat, alături de ceea ce am discutat până acum pe cultură. Este o finanțare importantă, astfel că toate evenimentele din 2019 se poate fi realizate. Se adaugă și realizarea unor obiective de cultură. Pe fonduri europene înseamnă începerea lucrărilor la Muzeul de Istorie și Arheologie din Cernavodă, Muzeul Axiopolis, la care se adaugă transformarea fostei garnizoane a orașului în muzeul local. În luna mai vom avea gata studiu privitor la amenajare și până la ziua națională vom avea gata și dotarea și cele patru săli de expoziții care sunt cuprinse în acest muzeu vor fi funcționale. Astfel încât turiștii care vin la Cernavodă, pe lângă o zonă de agrement, via verde, pe lângă o zonă în care sunt puse în valoare clădiri istorice, vor avea și o zonă dedicată arheologiei, istoriei locurilor și istoriei mai vechi, să spunem, încă din timpul civilizației Hamagia, care vor fi prezentate aici în oraș. Garnizoana este în stadiu final, aproape de recepția finală, arată foarte civilizat, este un capăt de perspectivă pentru strada Nicolae Titulescu deosebit și va fi inclusă într-un complexul muzeal Axiopolis de la Cernavodă, împreună cu muzeul și cu niște clădiri anexe. Aici a fost garnizoana militară și noi am făcut o cerere către garnizoană. Era o clădire părăsită, era o clădire veche. Noi când am intrat prima dată am zis că o să cadă pe noi. A fost dezastru, a trebuit lucrări de susținere și de subzidire și acum îl facem muzeu. Va deveni un muzeu reprezentativ, că e și în zona de Titulescu aici, care e o deschidere către oraș, și cealaltă clădire unde era muzeu și este muzeu se va uni cu curtea respectivă și va fi o scară care va urca cu băncuțe, va fi o mică piațetă aici, va fi o zonă frumoasă. Lucrările sunt la jumătate? Lucrările săptămâna viitoare se termină. A fost o lucrare complexă, ne-am înhămat la această lucrare de la început, am știut ce ne așteaptă. A fost o lucrare grea, complexă, dar asta ne-a... Concret ce-ați făcut? Păi am luat-o de la subzidire, de la tot ce înseamnă subzidirea clădirii, am parchetat beton, am rigidizat toți pereții, am rigidizat toată clădirea și am schimbat tot acoperișul cu podină, cu tot ce trebuia.
Era deteriorată rău? Toată scândura era mâncată, vă dați seama, are o vechime foarte mare această clădire. Toată scândura era aproape măcinată, am schimbat tot, de la tot ce înseamnă podină, tot ce înseamnă acoperiș, cu scheletul din lemn, cu tabla, cu tot. Am refăcut toate zidurile, le-am tencuit și pe interior și pe exterior am păstrat arhitectura, dar pe interior procedura se numește torchetare. Am venit cu o mașină și am zidit cum ar veni din nou peretele. Am venit cu beton și l-am turnat pe fiecare perete, l-am rigidizat și l-am îngroșat, în același timp punându-i și armătură. Adică pur și simplu am luat-o cam aproape de la zero. Ce înseamnă subzidire? Subzidirea, ea nu avea o fundație. Clădirea nu are o fundație, da. Este... Cum au toate clădirile? Da, da. Înainte se făceau din piatră. Deci fundația este din piatră. Acea piatră noi am făcut subzidirea la ea. Am turnat beton, am pus armătură, adică am făcut o țeapănă pe picioare. Cu alte cuvinte, acum are și fundație. Cu alte cuvinte, aproape, da.